Vrei și ea cu gunoiul? Am mai rămas ceva pe aici prin tomberon și vreau să dau puțină apă. Ceva pe curs. Încă n-am pus furtunul pentru să scoatem apă, nu știu care-i treaba, să nu înghețe. Nu apă până nu, încă a trecut iar. Uite apa jos aici, la scurgere. Să întorc camera, dacă tot filmez. Sunt la salubritate acum. Ce-aș face treabă cu brio să fiu angajat la salubritate? Sigur să se scurgă. După ce se scurge, mai întorc, se bate puțin soarele și aia e. Pune motorul la loc, tronul. Hai, bam bam! Hai să citim niște mesaje. Cum o să uită la televizor. Nu mai bine stau aici. Ca să mai se vadă televizorul. Hai să vezi ce zice cineva aici. Georgeta Uncescu, am ce zice. Atmosferă plăcută, veselă, frumos îi aduci și pe îl aduci și pe Aurel în atmosfera de familie. Datorită profesiei și a muncii depuse își dorește liniște. Cristi, prin atitudinea ta de bucurie și deschidere, ai readus sâmbetul pe chipul părinților tăi. Felicitări! Ce zice Georgeta Uncescu? Mai zice tot ea, este o percepere reală a situației. Părinții împliniți, avându-vă pe voi copiii și nepoții alături, prin prezența ta a întregii familii, prin prezența ta a întregii familia,
prin muncă, având și rezultate, felicitări, sănătate părinților care au ținut acest echilibru pe meleagurile străine, spor în toate. Mătă lumină, nu știu ce da. Doamne, pentru noi. Iar văd ce zice? Aurelia Păuna, ai o mamă iubitoare de familie și o foarte bună gospodină. Lucru din ce în ce mai rar. Cu așa o familie nu ai cum să nu fii fericit. Am ce zice lumea aici. O să mai intru pe asta aici, la comentarii. Asta care le-am citit și le-am și răspuns. Mihaela Dumitru, îi doresc lui mama ta o primăvară frumoasă și multă sănătate. Salut Cristi, zice Zinaida Bogos. Salut Cristi, ești o persoană pe nota 10, curaj și multă sănătate la toată familia ta. Vasile Palade, o duci bine cât ai mama lângă tine. Nevestele în ziua de azi sunt pe cale de dispariție. Mama este unică pe lume, dar depinde. Altele sunt doar cu numele. Prețuiește mama adevărată. Zice Ada Aba Cristi, oamenii sunt de mai multe categorii. Apreciază și empatizează cu personajele în care se regăsesc. Atâta timp cât se regăsesc în acele personaje, niciodată nu o să vadă defecte. Așa că tu expune și oferă tot ce este frumos, uman, corect și real. Pentru că așa o să fie apreciat la adevărata ta valoare. Fii tu însuți, chiar dacă nu las comentarii de multe ori, dar urmăresc urmărețele tale, o primăvară frumoasă. Mulțumesc, Ada, Aba. Mulțumesc și Georgetei. Zinaida, salutare Cristi, bravo, ești un prieten adevărat pentru familia lui Leo, o sănătate și înger păzitor. Mulțumesc, Zinaida. Mai mesaje de bine. Aurelia Păuna, domnule, ești un om bun, cred că ești un om corect și responsabil. Mulțumesc, Aurelia. Vreau pe alea cu mama aia să vădă. Mai spune cineva aici, nu. Cristina Maria Stoica, Dumnezeu să te binecuvânteze și să aibă grijă de tine și familia ta, ceea ce faci pentru animale și respect pentru adevărul care îl spui despre viperă. Tania, Firan, Cristi, cât a fost Trump, nu au fost probleme între Rusia și Ucraina. Așa este. Valentina Corbeanu, foarte bine Cristi că stai lângă pe lângă mama ta prin bucătărie și înveți ceva și atunci când o să ai propria familie o să îți ajut și soția, este frumos, așa spune, să împărțiți treburile gospodărești împreună, asta înseamnă o familie care se respectă. Și sunt acolo aproximativ 20 de kilometri de capitala Kiev, iar imaginele de satelit arată o culoare de
mergi foarte frumos și filmezi tu și bine explicat, un băiat inteligent, bravo. Mulțumesc, Mihaela. Paulina Aradu, sunteți o familie frumoasă și liniștită, mai ales mama ta. Dar îmi place și de tine, Cristi, ești un om special care descrățești prunțile oamenilor cu multe faze comice care le urmărim cu plăcere. Felicitări, mulțumesc, Paulina. Ți-am mulțumit și înscris. Antonia mai spune, bravo, frumos și eu vreau în America măcar o săptămână. Da? Cam atâta pe ziua de azi. Ia să ce mai zice aici, Paulina Radu. Faci niște episoade foarte faine și interesante de acolo, din America, măcar cei care nu au putut să ajungă în America să vadă în filmările tale peisajele americane. Ce dormeau la, în timpul programului era foarte comic. Știi, zice de ăla de la magazin. Știi că la noi în România nu-i zăpadă decât la munte, pe când în America am văzut că ninge des. În fine, eu îți doresc cât mai multe vizualizări și cât mai mulți abonați. Mulțumesc, Paulina! Mă întreabă cineva, mama ta, cum a ajuns în America, dacă nu te superi? Petruța Cuculea. I-am răspuns. N-are rost să mai dau răspunsul încă o dată. Mai zice Ada Aba. Filmulețele postate de tine sunt bune de vizualizat. Când suntem relaxați, îmi place că te filmezi în timp ce parcurgi drum prin zonă. Pe la magazine, prin cartiere, chiar ador să văd peisajele din părțile locului. Oricum puteai să tai partea cu pipili. Eu atunci n-am făcut treabă mică când am oprit cu mașina, știi, se referă la faza aia. M-am uitat după ceva acolo, după teren, să port sănătos hainele pe care le-ai cumpărat. Ca o curiozitate, nu mai ai o parteneră? Nu! Hai, mulțumesc pentru mesaj. Ia ce mai zice aici cineva? Elena Papasonis, la noi în Elveția vine primăvara, acolo ninge. Asta era acum 7 zile. Gina Baznu, îmi place cum gândești, Cristi, Doamne ajută să fiți împreună. Împreună? Să fim. Ia să vedem ce mai zice Georgeta Uncescu, acum 7 zile, apreciere mamei tale pentru o conduită demnă, discretă în apariții. O desăvârșită gospodină, o mamă bunică cu un spirit de unitate a familiei, deosebit, spor în toate. Mulțumim frumos, da, da, mama, pe ziua de azi. Ai auzit ceva sau? Da. Dar ești atentă la ăștia cu războiul, a? Da, asta e. Hai, bam, bam. Băi, Marine, băi, Marine, mai ții vaca de la mine? Nu mai ții găsioar pe ala, că și aseară mi-a spart oala. Ce faci, Marine? Celentano? Asta nu mă aude, mă. Are bată în urechi? Celentanos? Felicele? Da, cum m-am trezit? Ce faci, bă, băiatule? Marinescule! Merge treaba! Oh! Mă găsesc sârmă, nas! Gheș, termină-te! Uite-l pe ăsta! Bă, nu mai ai apă pe aia, mă! Mai ai apă? Vezi că e scump, e scumpă apa! Uite nebunul aruncat până aici! Vrei să arunc cu ciocolata după tine? Cu milk? Zi! Nu uite ce am aici. Mă duc să duc la animale. Astăzi 4 martie. Pregătesc pâine pentru păsări.
burger. Uite ce pâine bună. O să-l cam bată vântul. Uite, pâine bună, feliată. Carbonaut. De lipie. Asta e bună rost. Sunt în urmă, dacă face ceva, nu mai întreb. Sunt are pungă de aia șmecherită. Wow, ce scute de asta sunt. Mă greu. Ia pâine de aia, tăriată, carbonaut. Cârnați de aia pentru hot dog. Pregătesc aici. Să vă dau la animale de data asta. Asta e pâinea aici pentru păsări. Uitați ce pâine. Chipul pentru burger. O altfel de pâine. Arată bine. Semințe. Uite, băgat încă într-o sticlă. Este proaspătă de ieri. Special pentru animale, păsări. Altfel de pâine. Albă. Și asta e băgat într-un ciclu. Chiar de bine sentilată e. Uitați cum arată pâinea asta. Deci proaspătă. Feliată. Cârnați ăștia să-i dau. Iau cu tot așa. Tot un pic de țiplă așa la suprafață. Ca să pot să-i arunc. Uitați cum arată. Pregătit să mă duc la animale. Hai, bam bam. Iar a venit tirul să alimenteze aici la benzinărie. Aici unde joc eu la pariuri. Băi, ești nebun. Bun, s-a ocupat toată benzinăria. Carca acolo, frumos. La McLean. Thank you.
că... Ce am de aici? Care? O tură. Aici, bă. Ce s-a poziționează la 11 noaptea. Ai zicit camion de la cu Volvo. Volvo numărul, de unde e ăsta? Din numărul Murdar. Nu știu de unde vine ăsta. Am vrut să văd. Bam! Am apucat să montez masa aia, că am terminat să vin, că am avut altceva de făcut. Păi vezi, ai făcut gălăgie și acum ai. Păi... Împărăm dacă n-avea. Mama trebuie să iau un medicament pentru măsea și îl luase Dila, nu știu ce s-a întâmplat, și acum am găsit la ea în cameră. Deci, cum vine treaba asta? Vreau să știți că nu e așa simplu să montez o masă. Mai vin alții pe cap. Că stai, că hârcă, mărcă, așa și pe dincolo. Aproape că o termin. Am pus aici, mă pun aici. Unde l-am pus? Aici am pus, aici am pus. Aici am pus, aici am pus, aici am pus, aici am pus,
e plină asta. Ce? M-a zis că e plină la ușă tu. Dar dacă auzi, dacă ai auzit la mine că făcea urât, puteai să vii să-mi spui, nu? Când ai schimbat ultima oară? Când ai schimbat la ei? Nu, dar mi-a zis, auzi, mi-a zis mie atunci când am băgat pe scârcă că a huruit. Că dacă a huruit, vii și-mi spui, că poate eu nu știam, nu? Nu? Trebuie să-mi spună. Logic. Probleme cu aspiratorul, dar de fapt nu sunt probleme. Vă spun să spun la cor. Cine, Dila? Trebuie mai dus sus, că... Păi ce, n-ai găsit medicament? Iată, aproape gata. Nu e așa ușor să montez o de-asta. Da, aia multă lume, să vezi ce te chinui la o întâlnire. Dar nu m-am uitat la prospect, la asta, da? Pentru mine e simplu. Să închizi aici. Ce să închid? A, ușa? Mai ales. Aia, jaluzele. E ușa închis. Uite pe Dylan. O mai e? Dylan! Niculina! Niculina! Mai e mult? Nu! 3 ore! Se gata, ce? Vreau să te întreb ceva. Ce? E bulopenul ăla l-ai luat? Ia! De ce? De ce l-ai luat? Vezi că ne-a certat pe toți. Ce, trebuie? Păi eu l-am lăsat, nu pot să-l folosim și... Ia! Auzi, trebuia să nu le iei pe toate, luai câte avem multe! Unde? Dei, dar de ce? Te doare mă sau? Dar dacă l-ai găsit, te doare mățeaua sau ce? Ia. Yeah. Și tu ai probleme. Te doare mățeaua și stai așa velit? Păi nu, mă doare când pun aia în gură la noapte și trebuie să-mi iau aia. Dar trebuie să-mi la tine. Avem destul, n-ai, nu mai avem. Am găsit acum. Nu știam unde e, da. Ok. Dai sus? Da. Din la mea scrisi la 9? Da, cum să nu? Câte e ceasul acum? Ia zi-mi, mănânci ceva? Nu, am cald. Deci peste 2 ore, la cât plecăm de aici? Plecăm la 8:30. Gata, șef. Mersi că mi-ai spus. Thank you. Apreciez. E 3 ore astăzi. Oh, pe eliminări, a? Ia. Azi că să jucați bine astăzi. Ia. Doamne ajută. Deci ăsta ce e? 1, 2, 3, 4. Ce trebuie să mai ascultăm? Asta e de dus, nu mai doare. Uite bă cum arată masa, bă băiatule. Extraordinar, 3, 6, 3, 6. Deci trebuie să punem și 8 pildurile astea. Mă tot gândeam, bă, dar unde? N-are cum să fie jos decât aici, sus. Nu? Punem așa să nu se vadă șurubul. Perfect! Acum pot să mă desfășori că nu mai este nimeni aici, că? Să mă deranjeze. Aseară? Ești ok? Dile, vorbește cu tataie. La 10. 2:55. Merge la meci. Se lasă cu... E în play-off, cu eliminări. Cine pierde... Nu mai vine să joace, cine câștigă, își joacă meciul următor. Ia vino, Nico! Să vezi o șmecherie. O știi pe asta? Să punem tractorul de la acolo? Alții pilduri, de la el. Uite, le-a stucat să se vadă și rupurile, știi? Vezi? E frumoasă etajera asta.
Da. Nu o să mai ia acolo, stai tu așa. Da. Asta a zis acolo, el, dar eu cred că nu ia ea acolo. Nu, aici își pune floare, ce să caute spune floare și ea acolo. Aici, acolo ce vrea. Nu pui tu te acolo să-și ia, dacă până vrea să-și ia. Până vine ea, că și-o ia, că e... Dar la cine a venit tu? De la mare, mare. O ia treaba ei, poate să o ducă oriunde. Nu, nu, că ea, uite, o să mulțumească pentru că e gata da, făcută. Da, da. Ea nu monta ea. Ea nu monta. Și spune da, că, cred că... Dacă o sunam și spuneam, ar fi zis să da Cristi. Da, oh. Mai ai timp să te ia poștă? Da, mă duc. Nu mă că am timp. Tatăl a stat în basement la mine până două. Da. Tatăl a stat în basement până două. Nu! Tu ești prost. Ce zicea, mă? Bravo, Dina! De ce zici? I-a zis, mă, că e prost. Dylan, te-am auzit. Ia zi, Dylan, cum a ieșit masa asta? Îți place cum a ieșit? Ce facem aici? Aici? Uite! De la unde l-ai luat? Eu unde erai când ai plecat ăsta? De la unde l-ai luat? De la primul Andreea de cadou, de la Mary. De la cine? De la Mari. Oh. Așa zice. Mari a luat ăsta? Deci poți să-l arunci. Da, arunci? Poți să-l arunci acum. E frumos. Online, e frumos. Bam, bam. Buddy, ce faci aici? Ia uite-mă pe Buddy, mă. Tu nu latri? Pe ce te-ai urcat? Hă? Buddy, pe ce te-ai urcat? Frumușelule. Hai, te las. Nu ai lătrat deloc. Poate acum latri. Dar tu nu latri, tu ești cu minte. Nu? Ești cu minte? Hai, noapte bună! Ești în cale, Buddy. Bă, ești nebun. Ăștia sunt câinii care îmi plac, care nu zic nimic, nu latră. Sunt cu minți. Sunt o grămadă care... Cum a văzut un om, cum a început să latre, să facă urâs asta. Dar să și muște mai degrabă. Simpatic câinele de aici, trebuie să țin minte pe unde am venit, ia să vedem. Să mai vizitez altă dată. A auzit pași și a ieșit imediat. Hai, bam bam.